Doamne ajută! Da, de un slide. Ține-te bine că plecăm. La palma să spun. Salutare! Bine v-am găsit! A venit primăvara, 3 martie. Acum trebuia să fie un concurs de pescuit aici. Suntem la Zătun. Cred că ați recunoscut locul. Ce ne-a mânat acum în luptă, ca să zic așa? Păi bărbăția din noi, dorul de pescuit, pasiunea și în ultimul rând vremea asta cu soarele ăsta arzător, așa? Și dorul de muncă. De o plajă mică e bun. Apropo, ăla din spatele camerei, poartă un nume predestinat, dor de muncă, da. Sau de fugă. Tu nu ai voie să vorbești cât muncești. Ciocul mic ăsta. Bun, câteva lucruri, nu-i de glumă. Balta este închisă pentru public, pescari, pentru că nu sunt condiții de pescuit. Gheața nu prezintă garanții. Din ce am discutat cu administratorii de aici, noi am căpătat o dispensă, să zic așa, pe propria răspundere. Dacă facem baie, nu reclamăm nimănui. Ieri s-a tăiat pe ștuful, s-au făcut câteva copți și am înțeles că 3 dintre angajații care lucrau aici au luat și apă la bocaș, cum se spune. Prima regulă, verificați pe unde puneți piciorușile. Deci am aici o freză sau o coarbă cu care voi testa gheața. Ca să fie siguranță pe gheață, trebuie să aibă un minimum de 8, dar mai bine de la 10-12 cm în sus. 8 e la limită. 10-12. O să fac primul pas cu cei care au pășit ieri de gheață. Pe aici am văzut, nu s-au dus pe altă parte. Este și, aoleo, deci ăsta e acoperit de gheață. Olei. Vreo 12 cm, zic eu. Deci condiția ar fi băsă mare, atenție, trebuie să avem pe unde călcăm. Popăreală este în zona asta unde e stuf și vegetație. Băi, deci vegetația, unde e vegetație există popăreală și chiar și unde mergi prin zonele astea de zăpadă care are așa, gheața, vedeți că e acoperită cu zăpadă. Nu-ți dai seama unde e popăreală. Mai sunt izvoare, mai sunt locuri unde vin gaze din interiorul bății și atunci nu e înghețat așa. Doamne ajută! O să vă arăt mai departe ce mai trebuie făcut. Telefonul la mal, lăsat, pentru orice eventualitate. Eu o să-mi pun și niște crampoane speciale pentru gheața, care mi le-am adus. Bate-te cu un bocan cu veste cură. Apropii-te ca să te bat. Apropii-te. Hai, gata, oprește ca să dăm mai departe. Da? Așa, din dotarea obligatorie la pescuit la copcă,
ca să-ți ușureze plimbarea pe gheață, că altfel te vor durea toți mușchii, da? Sunt grupe de mușchi pe care nu le folosești și atunci când mergi pe gheață, îi solicit. Vedeți, mi-am luat și scaunel pentru că-s pățit. Sunt niște gripuri speciale, te-am mai zis la tine, ultima avertizare. Deci astea se pun foarte ușor în picioare. Vedeți? Au niște nasturi de ăștia de plastic care conțin o țintă de metal. Bun, am pus în vârful ghetei și o să mă întorc. Alunecă foarte tare pontonul. Foarte ușor de pus. Gata, m-am potcovit. Cum observați, nu sunt foarte ascuțite ca să nu se tocească. Și ai siguranță când mergi pe gheață și mai ales pe pontonul ăsta. Eu le recomand și celor mai cu probleme, mai în vârstă, care merg pe în oraș acum, vă dați seama cu ghețușul ăsta, câte nenorociri vor fi la spitalul de urgență. Gata. Ia uitați. Altă viață, deci nu mă mai duc de-am boule așa. Bun. Mai există mănușile de neopren pe care le folosesc pentru pescuitul la cocă. Vedeți, aici am tăieturi făcute în degetele astea două ca să pot să manevrez cu ele tot ce trebuie, fire, cârlige, finețe, da? Și nu-mi înghețe celelalte degete. Astea sunt mușchile de neopren, păstrează temperatura mâinii constantă. Dacă ți-s înghețate mâinile, înghețate vor rămâne, dacă sunt călduțe vor rămâne călduțe. Pentru celelalte lucruri am mănușile astea alte insulated care sunt călduroase, da? De toate. Așa, mai avem aici o lansetă pentru pescuitul la copcă, da? Cu o mormâșcă, o plută pentru echilibrat și aflat distanța. Mai am și eu, am furat sita de acasă ca să scot gheața din copcă. De coarbu v-am vorbit. Mai avem nevoie de ce? Curaj. Un întăritor, cei care nu conducem. De asta, ia-o-s, vine mistrezul. Și Doamne ajută și sporește. Face orice român când ajunge undeva în natură, la baltă, da? Deci se pregătește. Omul e declarat oficial bucătarul expediției. Ăstea. În rest n-am încredere așa foarte mult. Dar acum, și pescar bun. Bun, cel mai bun pescar din familie. Ia uitați ce... Acum l-a scos de la copcă, gata, a fumat. A fumat. Vă dați seama ce pescar e ăsta? Dacă scoate și macrou, a fumat, gata. Bun, miroase-l, mă. Nu contează. Bun, hai. El nu acceptă pe baltă dacă n-ai pahar, dacă nu ai șervețele, e puțin mania. Dezinfectant. Bun. Gicule... Noi putem pentru că nu suntem cu mașini de azi. Și nici nu filmăm. Sănătate. Cine filmează, ei, noroc. Glume de baltă. Nu-i bine zis noroc. Noroc ție. Noroc ție. E șuncă de-a ta asta? Da. Adică la porcul tău. Pregătită de mine. Să se înțeleagă greșit. Da. Pregătită de mine. Deci, ești bun de însurat. Macrou știi să faci, a fumat, șuncă, mai gătiți și ceapa, bine. Da. Mai faci mișto, că s-ar putea să te tai de la... Da, nu. Ce mai ai aici? Văd că ai și muștar. Muștar, sare, piper, scobitori. Scobitori pentru ce? Să nu ne rămăoase de macrou în dinți. Cărnați, pahare. Bun, mai scoatem acum, așa, gata. Hai să-i dăm bătaie, că ne așteaptă știuca pe bază. M-am prins pana asta și e uscată. Am. Tu ești un om care trăiește natural, așa. Sănătos. Așa. Dacă nu-i bune, spui. Ia să vedem. Și dacă n-ai prins, tată, ia și prinde și tu. Bagă-l în lansetă. Ca să fii și tu în rând. El fiind mai cu experiență în domeniul ăsta și cu domeniul minciunii, a prins, gata, a fumat. A fumat.
Zi-mi un pescar dar... care nu, nu mai întinde o leacă. Dar de, un pic, un pic. De unde l-ai agățat că nu avea cap măcrou? L-a luat tare, de mai arunc capul. L-a luat la jrapcă. La zandinetă l-am, l-am potcovit. Așa, bun. Unde e pâine? Trebuie să arăt, trebuie să zic că arată foarte bine totul. Pentru că mâncarea se mai mănâncă așa, pune și cu ochi, da? Cu ochi, da? Asta ce e? O țuică? Pălincă ce e? Țuică. O pălincă de, o țuică de țară. Nu, sticla este. Nu, a sticla. Țuica este ținută în lemn de dud, este dudă, galbenă. Dudă. Galbenă. Galbenă cu duie. Așa, la 50 de grade. Dacă avea, fructe, dacă avea 90 de grade, știi ce s-a întâmplat? Făcea un unghi drept. Bravo, sau, ai făcut școala de miliție. Sau dădea în clocot. Hai să vedem, ia. Bunătăți de la bunicu. Uite, tata, aici. Așa, haideți la masă. Care vrea muștar? Ți-a sărit muștarul? Ceapa roșie. Nu zici că ai găsit-o și pe asta tu. Nu, asta sincer am cumpărat-o, n-am, dar am să mă preocup la primăvară. Aici e pâine? Da, e un pâine acela. Ia-o de acolo. Acum. De regulă eu mă emoționez, așa sunt în timp emotiv. Și datorită acestui fapt, îndrăsnesc să mai pun o pălincă din fructele casei. Și uite, Gicu. Facem mărgele? Păi la 50 de grade, la, nu... la cât de frig e acum? Înseamnă că tu vei face mărgele. Hai! Vă urez fir întins, o zi plăcută și îți promit că vă tumbezi pe coana știucă. Hai să nu te emoționezi prea tare. Bine. Gata. Am încheiat mirul. Dă-i să văd. Nu pot. Mă alunecă. Ia la tata, uite. Sandwich pregătit pentru tine, să dai la puișori. Lasă-mă, pune-l, dă-i tu. Pune-mă jos, că nu-ți face nimic. Ia. Aha, era să-mi compostezi și pune-l. Vezi? Vezi, vei iuti. Săraca, te-ai ruptă de foarte. Lasă, dacă să facem grătarul, că-ți mai dau. Îți mai dă tata. Te-ai împrietenit cu ea. Ești tatăl ei, acum am înțeles. Alba ca zăpada, uite, uite. E șupul lumii. Când auzi că el e tatăl ei, tatăl de câini. Tu ai zis. Ce am zis, măi? Ia la tată. Ia la tată și la enot în delta de asemenea. Deci ai mulți urmași. Enoți. Dă-te mai încolo. Încearcă să când pui pe gheață cuțitele, Ionel, să pui să nu atingi. Nu, să nu bați cu, deci cel mai bun sfat, să nu bați cu el. Apasă un pic, apasă pe ea. Dacă o tragi în sus, forțat, forțează, muncește, atât, gata. Avem cam o oră de când am venit la baltă și nu am făcut decât copcile. Acum ne apucăm de treabă. Deci, aici am pus să fac un pic de nadă, să dau într-o copc ca să prindem mărunțiș. Asta înseamnă o nadă ice mix, adică pentru gheață. Am făcut o nadă, un ice mix. Este asta cel mai eficient pentru copt. Nu trebuie. Trebuie să vină cineva în România, dacă cineva face o treabă, trebuie să vină și un, cum să zice, cum să spunem noi, ca să se supere prea tare. Nu mai spun, ca să nu se supere prea tare. Dar nu e perfect perpendicular. Da, sunt bun. Dorul prietenului cu care ai mai numai de să domnul față pe aici. Mai bine tot ce facem niște bulgări așa, nu strângem foarte tare și aruncăm pe fundul apei, ei se desfac și creează un nor. O să arunc și niște fieri, nu mult, pentru că acum iarna peștele se hrănește subțire, ca să zic așa. Am făcut o copcă aici aproape, uite, mă duc.
strada, o să arunc și câțiva vierbi, nu foarte mulți, o să-mi pregătesc monturile, dar între timp mă duc să plantez câteva la știucă. Capcanele de la știucă acum trebuie să-i dau, că asta aștepta Doru să audă, ci ea lui, ea lui. El le-a conceput, inventat și aranjat. El mi-a furnizat aceste minunate, prea minunate capcane de știucă. Deci vedeți că sunt totuși cu totul la un alt nivel, au și stegulețe. Hai să vă arăt așa ca acum dau mai... Deci o ancoră cu o strună aici în capăt, obligatoriu strună, un fir metalic, un plumb, o alică de plumb mai greuț așa ca să țină peștișorul de desubt, un nylon mai gros, un 07-06 și are și un steag de semnalizare. În momentul când știu că vine, ia stă așa. În momentul când știu că a venit și a luat peștișorul și a plecat, înclină steagul, cum să zice, închină steagul, e o expresie consacrată. Bun, iau peștișorii, fac așa și mă duc să plantez capcanele pe gheață. O să iei tunadă de aici, că plec la treabă. Vedem că e viu, pune mâna plumbul e aici. Sănătate. Asta este tehnica. Dar mai meseriaș ar fi dacă aveam un teu, să-i pun plumbul jos și peștele să cu teul ăla de plastic să învârtă. Să învârtă. Și acum ai apa are peste 1,5 m, 1,70 m. Să le pun la barbă. Nu te duci chiar tot în mare. Apa este foarte mare. Acum facem atât din arsenal. Uite că avem și de alea cu tu. Hai, olea! Avem că muncim. Nu gândim noi, muncim. Noi avem o invenție omologată. O simt. Cu domnul Gicu Caramaz. N-am eu nicio treabă, nu mă văd la mine. Hai, vrei să îți gândim? Nu, e invenția ta. Lasă-te gândile altceva. Bagă-ți-o în copt. Așa, avem un steguleț anume. Gata, grafă, am înțeles, un curtej, gata, hai. Așa, de și acest teu cu niște opritori. Opritori și la 30-40 cm. 50, hai să-i dăm 50. Hai să-i mai dau. Păi da, și asta. Hai! Bagă că e fric tare, m-a luat puțin. Nu m-a luat, dacă vrei să afli ceva. Unde o să afli? Ionel a învățat, da? Da. Știi cum se bagă și la coa, așa? Da, bagă una la coa. Da. Ok. Știi care e explicația când bagi, de ce trebuie să bagi, când bagi la coadă, de ce e bine? Știi care e explicația? Hai să te văd, ești pescă. Da, pentru că îi rămâne partea din față și el noată și când înghite răpitorul să repede. Îmi dai voie să spun ce se întâmplă? Când l-ai agățat de coadă, el tinde să noate la suprafață, în sus.
Azi ești șofer oficial. Șmecher, șmecher. Ionel, îți face surpriza când... Da, te luăm la primăvară când tot vei fi șofer. Ionel, vino cu aici și ajută-mă că l-am scăpat pe ăla pe acolo. Ești cum arici. Dă-mi voie un pic. Dă-mi voie un pic. Nu l-ai scăpat, mă. Ți-i frică? Mă arde. Mișcă, mă! Mai vino! Băi, ești prea perfecționist sau nu știu, Mariel, vorbă. Maniac. Maniac. Maniacul. Depresiv. Uite, da. Să vezi cum da. Se spală. Lasă. Da. Cum se spală la chiuvetă. Am dat și la câini. La legii maestrului Ionel. Ionel, Becher. Zizi Iespea de la Tătarca. Iespea. Zi-mă așa, mă, că așa-l da, cunoaște. Da. Iespea? Ionel... Înseamnă Iespea, nu? Zizi Iespea. Dar de ce, Iespea? De ce spune Iespea? Nu știu, chiar nu știu. Ia zi. Teoretic a fost faza că miroseam o floare. Ăla trebuia să-mi spun Albina, nu Iespea, dar așa a ieșit. A băgat-o, băieți. Ca între prieteni. Cine? Și așa a rămas. Așa a rămas. Da, ca între prieteni. Zoro. Asta-i. Hai mă, taiu. Că Neadoru, te-am văzut acolo că... Bă, dar eu am reputație bună în satul ăla. Uite, îți spun copchilul ăsta dacă... Hai, toarnă. Vrei și tu? Mișcă! Cum e, mă? Situația cum e? În regulă. Noroc în dragoste nu prea avem. Nici la pescuit. Dar nici la pescuit. Dar la grătar suntem baștani. Ai noroc la grătar. Bașcani. Baștani sau bașcani? Bașcani e corect. În turcește, da? Da, bașcan. Dar s-a încetățenit termenul baștan. Baștan nu-i corect, dar... Alege tu. Ia-o cum vrei. Și ne-au adus un prieten. Bun. Drag. Uite ăsta. Așa. Băi. Scuze-mă că s-a fost. Ionel. Ionel care s-a urcat și în copaci. Și pe stâlpii din altă tensiune. Așa. 380. Am protestat că nu trage știucă. Da. Pistolul de tensiune. Finalul e apoteotic. Apoteotic, dar la noi chestiile astea la final au fost... Ia zi! Opa! Dă-i o afară. Mă scurt. Frumos! Bravo, Ionel! Deci există știucă, frate. Dar tot ce mănâncă în perioada asta mascul există. Pentru că femelele sunt la depune. Haide, mă. Adică de vreo 3 ore am pus capcane. 3 ore și ceva. Nu e să facă. Hai cu unul la mapă. Da, ia să vedem. Dar e un mascul mișcat. M-a spus că după ce te-ai n-am de mâncat o mână. Director, bine ați venit Bine ați venit pe baltă, mă bucur că ați reușit să prindeți ceva. Și în direct. Foarte important. Și în direct. Abia contează. Păi știu că răbitor există pe baltă, dar condițiile nu sunt foarte, să zicem, pionice pentru pescuitul sportiv. De aceea am primit o dispensă astăzi noi, pentru că piața nu prezintă garanții. Nu prezintă într-adevăr garanții, dar este foarte subțire. Avem 10-12 cm este și aproximarea mea, dar e destul de periculos.
Ia uite! Știu că, după părerea mea, știu că încă există la Sutul suficient de multă încât să se poată face un pescuit sportiv la peștele acesta. Se poate, dacă mai îngheață balta ar fi și mai bine, că atunci într-adevăr am... Săptămâna viitoare avem concurs. Asta e ultima. De acum... E foarte bine că s-a prins o ștucă, după părerea mea. Ce să mai vorbim? Ne mai pomenit. Uite aici. Deci, ăsta, eu zic că are un... Nu, acum rectific. Are un kill 400, așa zic eu, după... Mascul este. Mascul. Dar nu trebuie să estimă în greutate, că e relativă. Oricum, știu că este mult aici. Este o ștucă frumoasă, nu? Da. Gata, s-a încheiat și ultima zi de pescuit la concă pe anul ăsta. Nu se știe. De azi dimineață, până la ora 5:20, ceea ce era demonstrat, s-a demonstrat. Cine prinde pește? Cei care vin prima dată la pescuit la concă. Corect. Și cunosc. Nu vrei să taci totuși. Da. Bun. Deci, din 30 care am venit la concă, doi cu pretenții, pescari, cu state vechi, au prins, hai să zic nu, ca să zic așa, o formă atenuată, da? Că aș fi spus altfel. Deci cel care a venit prima dată la copcă a prins, o știu că el a vrut un kil 200-300-400, cam așa. Un mascul, evident, la Baboiviu. Am încercat și la Roșioară Babușcă. Nimic. Deci de azi dimineață în continuu.